Unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate la Buzău în această toamnă este meciul internațional de handbal masculin dintre echipele naționale ale României și Poloniei, programat pe 10 noiembrie la Sala Sporturilor Romeo Iamandi. Partida, parte din preliminariile Campionatului European de Handbal, va beneficia de sprijin financiar din partea Consiliului Județean Buzău, care a aprobat alocarea 100.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment. Împreună cu domnul președinte al Federației Române de Handbal, am zis să organizăm acest joc în preliminariile campionatului european, pentru că avem două echipe de handbal în Liga 1, vorbim de băieți și fete, și chiar echipa de băieți anul acesta este pe un drum pe ascendent și publicul umple sala la fiecare joc, că vorbim de băieți, că vorbim de fete. Este o onoare pentru noi ca echipa națională să vină la Buzău, să joace în preliminarele campionatului european. Suntem convinși că publicul va fi prezent, va susține echipa națională, că vom câștiga acest joc și Doamne ajută să ne și calificăm la campionatul european. Selecționerul George Buricea a precizat că partida cu Polonia de pe teren propriu reprezintă cheia calificării la turneul final. Tocmai în această idee, antrenorul naționalei tricolore face apel la publicul buzoian pentru o prezență cât mai mare la evenimentul de duminică. În prealabil, tricolorii vor juca în deplasare cu Portugalia. Suntem fericiți că se organizează meciul la Buzău, pentru că știm și suntem siguri că va fi o sală plină care ne va ajuta. În Buzău există două echipe, cum a spus și domnul vicepreședinte, și într-adevăr la meciurile de handbal, chiar aseară am fost la meciul fetelor și a fost o sală plină, la meciul băieților la fel. Și avem mare, mare nevoie de susținere, pentru că va fi un meci extraordinar de greu în compania celor din Polonia și poate cumva și cheia acestei calificări. Eu am experiență, am jucat aici la Buzău și cu Constanța în Liga Campionilor și cu Naționala României. Istoria spune că am câștigat aici tot contra Poloniei în 2008, când ei erau la vremea respectivă cu generația mea, erau vicecampion mondial și am bătut parcă 33-29, dacă mi-aduc aminte. Așa că sperăm să repetăm și de data aceasta. Și jucătorii prezenți ieri la o conferință de presă au acceptat ideea că publicul poate fi un factor decisiv într-un meci atât de important. Da, cred că Buzău până acum ne-a oferit ca și condiții tot ce au avut mai bun. Am reușit să ne antrenăm și să ne refacem în condiții cât mai bune. Așteptăm să vedem ce o să ne ofere publicul buzean de data aceasta. Noi pe asta mizăm, pe o prezență cât mai mare. Suntem convinși că sala o să fie plină și sperăm să ne împingă de la spate și împreună cu ei să obținem victoria cu Polonia. România traversează de mai bine de două decenii o perioadă nefastă, fiind a 54-a în ierarhia mondială. De altfel, la tragerea la sorți pentru preliminarii, tricolorii s-au aflat în urna a treia valorică, alături de naționale precum Bosnia, Slovacia, Belgia, Elveția, Lituania, Ucraina și Italia.